Eu spuneam și astăzi la biserică, la Monța, nu am ajuns senator pentru că sunt cel mai bun. Cu siguranță și în seara asta sunt câțiva care sunt mai buni ca mine. Am ajuns aici pentru că așa a vrut Dumnezeu. Dragii mei, oamenii politici sunt cei pe care vă dăm noi în cutie. Noi îi livrăm la cutie. Și dacă sunt de proastă calitate, înseamnă că cei care au mers nu au știut să-și aleagă conducătorii. Și ne trezim că ușor, ușor, vorba lui Marin Stolescu, ușor, ușor, devenim un popor de maneriști. Deci, doamna Barbu, pe asta l-a trimis Dumnezeu în Parlament. Era la un meeting la Torino, în Italia, că e senator pentru diaspora, Viorel Badea îl cheamă. Un exemplu de integritate. Știți că asta a fost prin toate partidele? Cred că numai la PRM a fost. A fost la PNCCD, la PSD, a venit la dumneavoastră, în vară a plecat la PNL, s-a întors după aceea la dumneavoastră, acum e pe listă, candidează în continuare, că e integru și asta, bineînțeles. De unde găsiți? Domnul Badin, avea mare dreptate că pot să facă și toți candidații pot să facă lucruri trăznite. Important este ca oamenii să facă selecția. Să nu-i voteze. Și să nu-i voteze pe cei care nu se comportă corespunzător. Deci, nu știu în ce loc era domnia sa. E în Europa, cu colegiul de senator. Nu, unde era în momentul acesta când l-ați filmat? Era în weekend. Am o întrebare. Nu vă supărați. Aici pot să vin, am văzut fel de fel de candidați exotici, care și-au pus fotografii în fel și chip, care și-au făcut fel de fel de videoclipuri, dar cetățenii sunt cei care decid pe cine votează, unde pun ștampila și pe cine trimit să-i reprezinte în Parlament. Domnul Badea a fost șeful Departamentului Românilor de Pretutindeni în timpul guvernului Ciorbea și Isărescu. Și la finalul mandatului, în 2000, parcă a fost un raport al Corpului de Control al Guvernului Isărescu despre domnul Badea, cum a furat banii de biserici din Moldova și nu mai știu, Albania și pe aici pe undeva. E drept că nu l-a condamnat nimeni. Dar există documentul, raportul Corpului de Control al Guvernului. Ca să nu fie trimis în instanță, în 2000 când era membru PNCGD și a venit guvernul Năstase, a trecut un post la PSD. Domnul Năstase l-a păstrat consilier în guvernul României. A căzut Năstase, a venit noastră, a trecut frumos la noastră. V-am spus eu. S-a întors după aceea la PNL, a trecut, a venit din nou la noastră, un traseist.